Mă trezesc cu menghină și oaie că mă apucă decât o mână și imediat Liu sare spatele meu. Mă zmucesc, îi prind pe ăștia de gât când mai sar doi pe mine și Oldi și altul. Încă rezistam, eram în picioare. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, în copilărie, eu și Senciuc eram inseparabili. Făceam totul împreună. Rare erau situațiile în care nu eram amândoi acolo. De obicei se întâmpla asta când eram la școală. În rest, eram ca două jumătăți ale unui întreg. Ne completam reciproc și ne petreceam tot timpul împreună. Ne înțelegeam din priviri. Dintr-un scurt și aparent nesemnificativ gest, din tonul vocii, ce mai frate, aproape că ne citeam unul altuia gândurile. Am fost mereu foarte apropiați. Voi aveți frați sau surori? Vă înțelegeți bine cu ei? Lăsa răspunsurile mai jos în comentarii. Dar deși eram atât de apropiați, asta nu înseamnă că ne ciondăneam între noi. Și cum amândoi eram foarte competitivi, ne luam la ceartă din orice. Și ne măsuram forțele cum aveam ocazia. Care mănâncă mai repede o înghețată, care aleargă mai repede, care sare mai departe, cine e mai bun la un joc video, cine e mai bun la fotbal, la ping-pong, tenis de picior, găseam noi ceva din care să facem un concurs. Dar cel mai des ne întreceam la trânte. Nu cred că era zi în care să nu ne tăvălim unul pe altul, cel puțin o oră, două. Ne mai întreceam și în box sau karate, dar trântele erau baza. De obicei câștigam eu, era mai mare până la urmă, dar nici Senciuc nu se lăsa ușor, era un adversar redutabil. Acum, cum noi făceam treaba asta doar între noi, nu ne știam potențialul. Am presupus că toți sunt la fel ca noi. Asta până când eram eu prin clasa a patra. Deja îmi câștigasem în clasă statutul de bătăuși, toți se fereau de mine. Acum nu vă gândiți că eram genul ăla care se lua de alții, doar să arate ce mare și tare el. Nu frate, eram exact opusul. Dar după prima mea bătaie cu Șoldi, am început să prind curaj. N-am mai acceptat să fiu sacul de box al nimănui. Și încet, încet, după ce am mai altoit 2-3 de prin clasă, nu mai avea niciunul curajul să se ia de mine, băgasem frica în ei. Acum să fiu sincer, aveam și eu câțiva de care mă luam degeaba. Degeaba în ghilimele. Motivele erau. Unul era căpățână, care și-o lua des de la mine, și mai erau Șoldi și în altul. Pe ăștia doi mai trozneam din când în când, să-i țin la respect, să nu uite cine-i șeful. Mă răzbunam și eu pe ei, după ce m-au terorizat atâta timp. Roata se mai întoarce câteodată. Da, frate, și cum spuneam, prin clasa a patra, mulți mă considerau cel mai bun la bătaie din clasă. Mai erau câțiva care îl vedeau pe Diliu mai bun, dar erau din ce în ce mai puțin. Ăsta tot și-o încerca cu mine, dar de fiecare dată ieșea în dezavantaj. Înainte să continuăm, dacă îți place povestea, lasă și tu un like, frate. Dacă nu ești abonat, apasă acum butonul de subscribe. Răspunsul la quizul de săptămâna trecută era B, Monkey. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Ce și-a cumpărat căpățână? A. Adidas. B. O pălărie. Sau C. O cămașă. Lasă răspunsul repede în comentarii. Ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Îi dădea cu virgulă. Îmi dădea un pumn, lua doi înapoi. Îmi dădea un picior, nu mai stătea în bancă două ore. Ileule, stai jos! Nu pot, doamnă. Stai jos, n-auzi? Nu pot, mă doare piciorul. Ce ai pățit la picior? Eu stăteam cu hândelul la MS-DOS, aveam inima cât un purice. Dacă spunea ăsta ceva, bătea aia la mine ca la fasole. Am alunecat și am căzut. Stai jos imediat, nu mă face să vin la tine. Asta apreciam la el. Niciodată nu te dădea în gât, nu era sifon. Căpățână pe de altă parte, de multe ori băga și de la el, îi dădea o palmă și spunea că ai vrut să-l omori, că l-ai jucat între picioare. Urmă trebuia să-l bați iar, măcar să știu o treabă. În fine, văzând Diliu că nu mai are opțiuni, încearcă altceva. Eram într-o zi pe holul școlii, când mă trezesc cu unul în spatele meu, încerca să mă pună la pământ. L-am apucat cu o mână și l-am azvârlit pe jos, gata să sar pe el. Stai Gigi, eu sunt mă! Ce ai nebunule, ce sări așa? Am vrut să te iau prin surprindere mă. Te dracu de prost. Pe lângă Senciuc era apă de ploaie, pistol cu apă. Dar în pauza următoare mă trezesc cu menghină și oaie că mă apucă decât o mână. Și imediat Liu sare spatele meu. Mă zmucesc, îi prind pe ăștia de gât când mai sar doi pe mine și Oldi și în altul. Încă rezistam, eram în picioare. Când apare și Jegosu, îmi dă una la picioare și calc cu toți peste mine. Uvă în gură de proști, a zbelit carasul. Au început toți să fugă. Jegosu m-a călcat și pe mână. Când l-am prins mai târziu și am aplicat o corecție, a zis că m-a călcat din greșeală, dar știam că la el greșelile erau intenționate.
Fugă ăștia, eu mă întind cu mâinile să apuc unul și l-apuc pe Diliu de picior. Cade ăsta ca un sac de cartofi, a dudui holul cu el. Se ridică de jos, îi curgea sânge din gură. Bă, ți-ai spart buza, Diliule. Prost ești, Gigi, te dracu, mă. Cine te-a pus să sar pe mine, prostule? Hai repede la baie. Dar ce să mai mergem la baie, că venea învățătoarea. Am intrat repede în clasă, s-a șters cu o batistă la gură, dar tot se mai vedea. Se umflase și mai curgea puțin sânge. Diliule, ce ai pățit la buză? Am zis că am pus-o, gata, mă spune ăsta și mă ia asta cu rigla de lemn, îmi face palmele butuc. Nimic, doamna, m-am lovit de bancă. Nu, doamna, Gigi l-a trântit pe hol. Te îngură, jegosule, să vezi ce-ți dau după ore, de sări în sus. Minte, doamna, ce mizmă! Și cum învățătoarea mă știa băia cu minte, Diliu și ceilalți au zis că minte jegosul, am scăpat. S-a dus Diliu în pauză la el, i-a tras vreo două palme și l-a tras cât a putut de perciuni. Ios Diliu, bă, ios Diliu! După faza asta, mi-am dat seama cât de puternic sunt la trânte și cât de puternic e și Senciuc. Am rezistat cu 5-6 în spate. Senciuc reușea câteodată și singur să mă doboare. Și mai trec 2-3 luni și vine într-o zi Asu supărat la școală. Ce dracu faci, mă? Te-am așteptat 10 minute în colț. A venit vioară pe la mine, mă. Așa și m-a încertat cu el și m-a trântit în curte. Ce mă doare spatele. Cine, mă, prostul ăla? Cum te-a trântit? Face judo de 2 săptămâni. Mi-a rupt ceva la spate, mă. N-ai, mă, nimic. Ăsta, vioară, era fisul lui Nea Florian. Nea Florian era un fel de om bun la toate în școală. Era și paznic, și lăcătuș, mecanic. Era cam al doilea om după directoare. Era o rudă mai îndepărtată cu Asu. Îl punea mama să se joace cu ăla, dar Asu nu prea îl suporta și nici el pe el. În fine, ajung eu acasă, Senciu cu Morlocu se juca un joc pe televizor. Ce faceți, mă? Bine, Gigi, l-a bătut prostul ăla pe Morlocu. Nu m-a bătut, mă! Lași, dreacu, că te bat eu! Nu, mă, m-a trântit doar! Cine, mă? Fisul unea Florian. Și pe tine, mă, l-a bătut și pe Asu. Nu m-a bătut, prostule! Ia arde-l, Senciuc. Îi dă Senciuc un pumn. M-a trântit, face judo de 2 săptămâni. Unde, mă? Aici, în cartier. Cred că mă duc și eu. Veni și voi, mă? Eu nu vin, mă. Hai tu, Senciuc. Vin, mă, dar poate nu-l bași și tu pe urmă. Nu m-a bătut, prostule. Iar comentezi? Și se duc și ei la judo. Era la vreo 500 de metri de noi. Ideea era să-l tântească și el pe vioară la judo acolo. Dacă te luai de el în școală sau pe stradă, te prindea Nea Florian pe urmă. N-avea nimeni curaj să se dea la el. Și după vreo 2 săptămâni, Senciuc era printre cei mai buni de acolo. Morlocul nu prea, dar se ținea și el de treabă. Nea Florian stătea la 50 de metri de sala de judo. Venea aproape mereu cu fisul, se împrietenise cu instructorul. Mai beau și cât o bere din când în când, așa că vioara era mereu lăudat și apreciat. Senciuc câștiga mereu luptele cu el. Încerca Tasu și instructorul a început să-i sufle la ureche tot felul de scheme, dar și-a dat seama că e inutil, Senciuc era mult peste el. Cu Morlocul era altă treabă. Îl punea ăsta mereu și râdea de el. Bă, prostule, intră în el mai tare. Am încercat, dar nu pot. Poți, mă, e ușor. Te pune prostul ăla. Și l-a antrenat Senciuc și după 1 săptămână l-a pus pe vioară să moară Tasu acolo de ciudă. S-a repetat meciul, l-a pus iar Morlocul. A treia oară n-a mai reușit, dar totuși. Ăsta era și cu 2 ani mai mare ca el și cu 1 an ca Senciuc. Bravo, Morloci, ai văzut că poți? Ce se oftica prostul să mai râdă de mine acum? L-ai pus, mă, l-a pus pe prost? Da, Gigi, de 2 ori. S-a ofticat Tasu, căci că l-a călcat pe picior. S-a repetat meciul de 2 ori. Ci că 1-1, remiză. Fără Tasu acolo îl pun mereu acum. Ia că vin și eu, mă, să vezi ce dau cu el de pământ. Și mă duc și eu cu ei, frate. Sala era undeva la subsol, sub pământ. Când am ajuns acolo, se pregăteau să plece cei din altă grupă. Vreo 2-3 vomitau pe acolo. Ce au ăștia, mă? Te mai ia greața, ia aerul mai închis. Și te și rostogolești mult. Când am auzit de rostogoliri și chestii de-astea, să plec de acolo. Dar a venit instructorul. Era unul cu un nas mare, de ziceai că face box, nu judo. Și ne-a pus să ne rostogolim toată sala înainte și pe urmă înapoi. M-a amețisem puțin, dar mi-a trecut. A zis că nu e așa rău. Ne-a pus pe urmă să cădem pe saltea, să știm cum să ne ferim, să nu ne accidentăm. Ne-a învățat câteva aruncări simple, pe urmă ne-a pus să facem roata. Eu eram afun la gimnastică. Era singura parte pe care o uram și detestam din sport. Roata ca roata. Am reușit eu până la urmă. Dar pe urmă ne-a pus să facem flip-flac. Pentru mine era imposibil, frate. La sfârșit, ne-a mai rostogolit odată înainte și înapoi și am terminat ședința. M-a trecut și pe mine pe lista acolo și mi-a ieșit să vin marțea și joia, de la ora 6. Adică cu 2 ore mai târziu, mă băgase la grupa de 85, 86, 87. Senciuc și Morlocu erau la 88, 89. Eu nu mai vin, mă. Hai, Gigi, nu e greu, mă. Da, mă, și eu pot. Nu pot să fac flip-flac, mă.
Nici eu nu pot și tot vin. Nu sunt nici cu voi în grupă, pierd și Hercule și Xena. Lasă-mă că le vezi în reluare. Nu știu, mă mai duc o dată să văd. Mă duc singur la următoarea ședință, era și Vioara acolo. Ăsta normal era în grupa mea, era născut în 87, dar de obicei venea cu ea mai mici, când termina tasul programul la școală. Plătesc eu abonamentul pe o lună, ne pune iar să ne rostogolim înainte și înapoi și pe urmă facem tot felul de jocuri. Primul se numea Doi Cocoși sau ceva de genul. Se făcea un cer din centuri și doi elevi stăteau într-un picior cu mâinile la spate și se împingeau ca doi cocoși. Pierdea ăla care ieșea din cerc sau punea piciorul jos. Ajunge la mine. Intru eu în ăla și l-arunc din cerc. Dacă câștigai, continuai. Și am mai aruncat vreo 4-5 și a venit rândul lui Vioară. Se dă startul, îi aplic un număr și l-arunc din cerc. Se duce tasul la el, îi spune ceva la ureche și se repetă meciul. Mi-am dat seama imediat, i-a spus să se dea din fața mea când vin. Dar degeaba, frate, m-am oprit și eu și l-am aruncat afară din cerc. Supărare mare, țipa tasul la el, eu eram nou și l-am pus. După el am mai urmat vreo 10, i-am pus pe toți, cum i-a amortise piciorul dracu. Când vede instructorul, sau mai bine zis senseiul, îl pune pe cel mai bun de acolo, unul cu un an mai mare ca mine și pătrat ca un butoi. Eu la cât eram de obosit, nici n-am mai avut energie să intru în el. Am pus piciorul jos și am ieșit pe doi. Dacă eram amândoi odihniți, poate aveam o șansă, așa era imposibil. După asta ne-am împărțit în două echipe. Ne-a pus la distanță de vreo 10-15 metri între noi și la mijloc o centură. La start alergam câte unul din fiecare echipă și trebuia să luăm centura și să ne întoarcem cu ea. Dacă o luai și te prindea celălalt, pierdeai. Trebuia să fii foarte rapid sau să aștepți să greșească celălalt. M-am descurcat și aici bine, am câștigat 2 din 3. Am mai făcut câteva căderi și aruncări, iar rostogoliri înainte și înapoi și am terminat. Cum a fost Gigi? Marfă, mă, l-am bătut pe Vioară la jocul la cocoșii. S-a ofticat prostul? Da, mă, s-a repetat meciul, i-a șoptit tasul la ureche și tot l-am pus. Așa face mereu, se oftică și el și tasul. E mișto cu jocuri așa. Și vine următoarea săptămână. Ne pune să ne rostogolim înainte și înapoi, ca de obicei, și apare Nea Florian cu o pungă cu bere. Se pune senseiul cu el la vorbă și la bere și ne zice să continuăm. Ne-a rostogolit înainte și înapoi o oră, frate. Jumate au vomitat, eu am scăpat, dar mi-a fost rău toată ziua. Următoarea oră nu ne-a mai rostogolit așa mult. Am făcut mai multe aruncări, căderi și pe urmă ne-a anunțat că facem un turneu data viitoare. Eu aveam primul meci cu grasul ăla care mă învisese în jocul cocoșii. Ăla era cel mai bun de acolo. Îți fac botezul. Și zice el o tehnică acolo. Ce a zis ăla, mă? Îți face moartea, fii atent. Poate să-ți rupă gâtul. Ce, mă? E periculos ăsta. Unul a rămas paralizat. O, dă-l dreacu. Îl bag cu mutalanul pe urmă. Am terminat ora și tot mă gândeam la ce zisese ăla. Cum dracu-l bat eu pe urmă dacă îmi rupe gâtul? Nici Hercule și Xena nu mai văzusem de 2 săptămâni, că după aproape 2 ore acolo, la 10 cădea în lemn. Relorile erau pe la 1 noaptea. Și pun totul în balanță, seriarele pierdute, grația după rostogoliri, amenințarea lui ăla, posibil gât rupt, și mă hotără să mă las. Asta e, pierd banii plătiți, că mai aveam 2 săptămâni plătite, dar nu rămân paralizat. Și de atunci nu mai m-am dus. Morlocul s-a mai dus vreo 6-7 luni, până a terminat anul școlar, că pe urmă s-a mutat la bloc. Senciuca a fost aproape 2 ani, era printre cei mai buni din toată sala, dar pe urmă s-a lăsat și a ales fotbalul. S-a rugat 5-6 ani de zile senseiul de el să vină înapoi. Îl primea și fără bani, ajunsesem să ocolim zona aia să nu mai dăm de el. Ne-am întâlnit cu el acum 5-6 ani, l-a recunoscut pe Senciuc după aproape 20 de ani. I-a spus că talenta lui se găsește foarte rar. În cazul meu, probabil aș fi fost foarte bun la judo, asta dacă nu rupea vreunul gât înainte. Și cam asta a fost aventura mea cu judo. N-am învățat mare lucru în 2 săptămâni, dar de atunci am știut mereu să mă rostogolesc. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, cum spunea senseiul, înainte să înveți să arunci, trebuie să știi să cazi. Sau înainte să câștigi, trebuie să știi să pierzi. Și ai grijă la judo, frate, să nu-ți facă vreunul moartea. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!